Deci cum ziceai, Ghitaru, că vrei să-ți construiești aici? Câte camere? Sincer, orice, dar să nu mai fie așa cum e acum, e poribil. Timbă, că-i prostie. Păi cred că ar trebui să nu mai construiești din gheață, dacă știi ce zic. Păi de ce? Că ai ținut atâta timp casa mea din gheață. Nu, s-a topit, jur! S-a topit! Da, s-a topit! Chiar s-a topit! Și gheața asta de aici cum de nu s-a topit? Păi cum, uite, că acum se topește, uite, ia! S-a topit! Mamă, ce caniculă! Bă, nu-i corect, trebuie să-mi reparați casa. Da, trebuie să schimbăm chestii pe aici. O să te ajut, dar eu nu construiesc cu gheață. Da, fără gheață. Ce vrei să construiești? Ai putea să-ți faci niște accesorii în casă, un perete așa cu gheață. Păi și pe ăla nu se mai topește sau? Păi nu, că o să ai aer condiționat în casă și da, o să ai grijă acum. Ok, ok. Da. Păi bun, și când începeți? Păi azi nu prea am chef, sincer. Păi Ștefan, când aduci materialele? Ștefan, de ce te uiți la mine în chesturi? Ștefan e primarul, el trebuie să vină cu... Ce? Mă, ce cautai acolo? Ghețaru... ce? Jakey? De ce? Am găsit Jakey și cu Jakey. Stai, găsit aia? Păi stai, oricum avem nevoie de ea, tocmai la fix perfect. Pentru ce? De ce? Pentru ce că facem? O să facem un mic joculeț astăzi. Ce vreți, să ne jucăm joculețe sau nu? Da, mai bine decât să construiesc casa lui Ghețaru. Da, avem timp și de casa lui. Ghețaru! Nu ne mai jucăm, construim casa lui Ghețaru atunci, hai că ne... Nu, că oricum durează până vin materialele. Hai să vă explică. Ei bine, o să dăm note secretelor noastre. Nu e greu, adică... Secrete? Ei, dar ce te face pe tine să cred că eu ți-am zis secretele noastre? Da, dar astea sunt secrete. Păi, am eu o mică chestie prin care o să vă fac să vă spuneți toate secretele, gen... Ce? Eu nu mai vreau să vă arătici. Da, nu știu, nu prea-mi place ideea. Ăla e mic copil pe lângă ce am eu, gen... Fii atent, Ștefan, să dovedesc. Ce ai? Ia uite, vezi această mănușe? Nu cred că o vezi, nu? Ai popcorn. Ce? Da, popcorn, fii atent, uite, mi-am pus-o popcorn. Ce? Ia uite. Ce aia, măi, mănușa lui Thanos? Nu e mănușa lui Thanos, fii atent, acum cu un singur deget. Mă, ce? Bă, nu! Și o să spună... Da. Păi vrei să vezi dacă e real sau nu? Că tu zici că nu e real. Adică acum ți-e frică sau ce? Păi acum chiar mi-e frică, da. Ce să întreb pelucea? Dar nu întreb secretele acum, că vreau să ne jucăm după cu secretele. Ah, ok, eu o să întreb ceva lejer, gen. Și Oana. Cred că de fapt nu stai, Oana. Vino tu, vino să... Eu? Întrebare pe care tu ai știut 100%, gen. Și... No, ei, tu unde vii, mă? Tu unde vii? Dar noi de unde știm că e adevărat? Păi exact, asta o chem pe Oana să-mi o întreb, nu? Gen, simplu. Ok, haide, Oana, hai să auzim. Nu stați în gălucea, voi stați în gălucea să vedeți și voi dacă e real. Haide să nu vedeți, de fapt, da. Oana, deci fii atentă. Nu știu, zim ceva, nu secret. O chestie pe care a făcut-o lujească. Mă gândesc că ai stat toată ziua cu ea azi, nu? Astăzi? Da, exact. Ok, deci de dimineață Luci a mâncat cerele cu lapte. E ok asta? Mă, ce? Da, merge, de fapt chiar merge, da, chiar merge. Bun, păi atunci hai să mergem la ea să vedem. Ia ok. Lucia, fii atentă, deci să punem mâna pe umăr și Lucia, spune-mi exact așa, ce ai mâncat de dimineață? Ia să vedem. Cereale cu lapte. Mamă, chiar ai avut dreptate. Mănușa adevărului. Ce mâncăm de dimineață? Păi, eu am mâncat sandvișuri, nu? Bine mă, de fapt, fii atent, Oana. De fapt e doar o chestie de-a mea. Lucia, este adevărat că... Ce? Ai blocat-o pe Irinuș undeva doar ca stai tu cu Oana mereu în ultimul timp? Ce? Opa! Da! Opa! Stai, ce? A zis? Ce a zis? Unul dintre secrete, nu. Așa că o să-l punem. Ai veniți după mine, începem cu primul secret al Luciei. Nu! Nu pot să cred! Nu e făcătură, nu e făcătură! Uite, deci fiți atenți, eu o să iau capul lui Lucia și pentru acest secret, bă, eu o să-l pun la mediocru, exact, eu îl pun la mediocru din partea mediocru. Mea. Mediocru? Exact, mediocru. Puteți să-l notați și voi, spargeți capul și păi, puneți unde vreți voi. Păi, normal că îl pui la mediocru, că tu știai. Păi, e tot da, mediocru exact, la mine. Da, tot mediocru, păi atunci rămâne la mediocru. Tu, Oana, la ce tier o să fie secretul? Mamă, dar stai că la Oana cred că o să fie grav, gen. Păi la mine chiar este grav, deci eu habar n-aveam de chestia asta, cum e posibil? M-a pus sus de tot secret foarte ascuns. Oh my god, eu nici n-am știut. Cum se prezintă? Cred că e la bun, chiar e un secret bun. Mamă, că a răpit-o efectiv pe Irinuș, ca să-i fure prietena cea mai bună. A fost doar o zi și asta nu e confortabil, am dat să se joace. Ok.
Da, i-a dat să joace, gen, că i-a dat un game de la... Da, i-a lipsit foarte mult timp. Păi, ideea e că e doar o zi, dar după... A trimis-o într-o altă țară și a pus-o să-i întoarcă pe jos, gen. A amenințat, okay, o să plece, nu. Să nu exagerăm, ia să-i că mai pune mânușa, e adevărat ce am spus mai devreme, ce? Acum 5 secunde? Da. Bă, no. Ok. Băi, tontule, ideea este că... Nu, stai. Păi lasă prostia, pentru că noi nu o să folosim pe asta, deoarece o să folosim altceva care o să ne trimită în timp să vedem secretele cele mai mari ale noastre. Sunteți gata? Cine vrea să fie primul? Okay. Primul, cine vrea să fie primul? Nu eu, nu mi-e frică. Păi clar, Lucia, tu nu o să te mai bagi. Păi cine a pus pe Lucia la toate secretele? Nu e că e mediocru la e mediocru. Ok, ia să vedem. Păi fiecare își dă cu opinia, băi, nu? Nu, păi n-are fiecare părere, trebuie să fie la secret foarte ascuns, mă rog, nu contează. Deci, ok, o să decidem cine o să fie primul căruia o să-i vedem secretul întunecat. Tu, ia să fii tu primul. Eu? Nu să fiu primul. Dar deci de unde știi că e întunecat? Păi, n-am de unde să știu, dar o să vedem, pentru că o să ne teleportăm în timp și doar noi o să vedem, gen, deci, știi ce zic? Da, mă, bine, mi-e frică. Ok, o să începem cu tine atunci. Păi, cum merge? Ei bine, mănușa asta are diferite funcțiuni și doar trebuie să punem degetul pe cap. Ia, fii atent exact, așa. Mi-a dat la cucui. Ce s-a întâmplat? Fiți atenți, uite-l, uite-l pe Ștefan, uite-l pe Ștefan, veniți repede. Mă, ce-i asta? Ce se întâmplă? Ce face la el în casă? Bă, ce face? S-a dus la dulap, bă, ascunde pe cineva în dulap. Bă! Să schimb costumul, că nu mai pot. Costum? Mă, ce? Perfect, da, mă, uite, și aici și banii. Ce? Bă, ce? Mă, cine e ăsta? E mă, ăsta e Mr. Beast? 13.000 de V-Bucks, da, ok? Ce a zis, mă, 13.000? Bă, unde mi-e cățelul? Că ne mai cumpărăm încă 3 cății, probabil. What? Mașina e aici, mă? Cum să fie, mă, el Mr. Beast? Nu înțeleg nimic. Că Ștefan a fost Mr. Beast în tot acest timp? Bă, unde-i, mă, avionul? Nu cred așa ceva! Oh my god! A furat bebeul ăla, stă la mie. Bă, cum ți-a zis? Bebei, ce faci, mă, să știu de asta e cel mai mare bebeu din oraș. Bă, eu nu mai vreau, nu mai vreau să mai văd nimic. Pune înapoi, Edi, sunt șocată. Amam, nu cred așa ceva. Bă, dar stai, mă, nu trebuie să fie. Nu poți să zic că ne-ai ascuns asta. Ștefan, vreau... Care e problema? Vreau să-mi cumperi o insulă privată acum, gen, în secunda asta, am ei. N-am cardul acum. Eu vreau 10 pisici, mei. Bă, 10 pisici, 10 câini. Doar 10 pisici. Vreau casă. Câini. O casă. Da. Bă, ideea este că da, Ștefan, bă, chiar ai un secret foarte ascuns, sincer, gen. Da. Adică, nimeni nu știa de asta. Exact. Bă, da, aia cu țară n-am arătat-o încă. Bă, ce, mă? Ok, da, cred că e prea mult. Nu mă mai interesează. Ok, Oana, tu urmezi. Bă, nu! Miami, ce bune au fost cerele. Acum e timpul pentru somn. Iupi! Sper că vecinii dorm cu toții. Teddy! Dar ce caută Teddy pe jos? Teddy, nu, tu dormi cu mine. Ha, ce bine dorm cu ursulețul meu. Nu se ne despartă nimeni. Mamă! Râs ca un tont. Opa, deci am aflat două secrete într-unul, Ștefan. Teddy! Să știi că la tine nu se pune, nu-mi pasă, nu-mi pasă. Amuzant. Bă, chiar e amuzant, da? Dar de ce râde? Da, uite, luați de aici câte unul, cine n-a pus. Râdeți cumva de mine? Stai. Uite, ursulețul are mereu la ea. Nu plec nicăieri fără el. Ideea e că mi se pare... Eu da. Mediocru, că nu e prea secret și nici nu o judec pentru asta, sincer. Ei, păi, Teddy. Ideea este că, da, trebuie să luăm și capetele Luciei, pentru că și are același secret. Are și același secret? Cu ce doarme Lucia? Cu o căpșunică, mamă, scui și de la, cred că... Nu, doar pisica. Da, și eu cred că tot la mediocru am să o pun. Uite, o punem tot la mediocru, bam. E cam mech secretul tău, adică... Teddy, nu-i asculta! Amuzant. A fost... Ce mă vorbești și cu Teddy? Băi... Nu-i asculta, Teddy, nu-i asculta! Ia dă-ți un pumn, da! Eu? Ia să vedem... Da, e rândul tău! Nu o să-mi dau, cum o să vă faceți, că nu o să fac asta niciodată! Sărbuiți-mă! Ai mănușa aia, ai mănușa aia! Haide! Mă, ce? Lucian? De ce vorbești, mă, cu mine, Luciane? Lasă-mă în pace, că ți-am spus, sunt supărat pe tine! Ce are, mă, ăsta?
Luciane, bine mai că-ți dau drumul în casă, ai intrat aici, aule, ce mă enervezi. Nu văd eu pe nimeni sau ce? Nu s-a nebunit. Luciane, unde ești? Are prieteni imaginari. Chiar! Dar ce se uită? Luciane, nu, tu ești prietenul meu real, nu ești un prieten imaginar, glumeam. Uite, fii atent, uite, ce mai vrei să fii jucătorul 2, eu să fii jucătorul 1 și tu să fii jucătorul 2. Ce vrei, culoarea verde? Păi, culoarea mea verde, nu-mi pasă, deci tu o să-ți dau... Tu, om, nu pot să cred așa ceva. Verde, gata, lăsa-mă să nu jucăm aici, eu uite-mă la el. Nu pot să cred că a râs de tine și la... Da, el râdea de mine. Vine, mă, Luciane, Lucia. Ha, ți-am luat-o! Bă, nu! Ce dur râdeai de mine, J.K. Băi, Luciane... Ia zi-mă, de ce ai pus numele ca mine? Ia, ai vreun motiv ascuns? N-are nicio treabă, așa-l cheamă pe el, adică nu-i ca și eu i-am pus numele. Ce, oamne? Uite, măcar Teddy-al meu e real. Bă, eu zic că e secret. Bă, chiar e bun, e bun. Și Lucian este real. Da, da, l-am văzut, da, da. La slab, exact, e slab, adică ce n-are prieten imaginar? Și Ștefan cred că are prieten imaginar, nu-i așa, Ștefan? Chiar ai? Bă, e un secret bun, sincer. Exact, vezi? Secret bun. Adică vorbesc cu mine. Da, da. Și nu poți să cred că ai râs de oană în care... Da, să-ți fie rușine. Bă, Luci, vezi, să nu dau cu asta iară, să mai aflăm vreunul. Ia atinge-l pe ghețarul, că el până acum e singurul care nu mă duce. Bă, dar chiar. Bă, ghețară. Deci fix în frunte îi dau? Da, da, trebuie cu un deget. Mamă. Așa, gen, boing, cu degetul. Ia vină, Katia. Nu, lasă-mă. Boing. Mă, ce, unde suntem? Îmi pare cunoscut locul. Irinuș. Hai că n-am mai făcut niște experimente. Mă, ce zice? Mă, ce? O, Irinuș. Nu. Să fac experimente pe tine, te transform într-un monstru mare. Te cheam aici. Dă-i, ai bravo. Bă. Te cheam o crema de chestii. Ia ta cu injecția aia. Mi-a promis. Credeam că sau cine știe. La buton, apasă butonul. Eșuat. Bă, nu. Și poțiune. Mă, ce-i face? Cât ai face? A băgat poțiunea în chestia. A apăsat pe buton. Nu pot să cred. Plata asta. Gata, acum o să fii transformată. Bă! Irinuș. Opa, ghețare! Wow! Nu trebuia să știți asta! No, dar ne-ai promis! Serios? Credeam că ai acoperit acolo pe pământ. Multe, și voi ați promis foarte multe. Nu mai am încredere în tine. Ca și cum ce? Ca și cum ce? Ce am promis noi? Ca și cum ce? Păi, uite despre casa mea, ce mi-ați promis, a? Păi ce am promis? Că o să facem un ponton și o să fie mare chestie de pentru noi acolo privat-o. Păi că pentru voi. Da, exact. O să te ajutăm! Să dau cu asta în cap. Ia să vedem care e secretul lui Jake. Ce face? Dar de ce sunt diferite? Ce s-a întâmplat? Sunt diferite paturile, de parcă... De ce sunt verzi, ambele? Mamă, trebuie să iau patul ăsta să-l spăl, că e efectiv plin de pișu. Mă, ce? Te fac cât acasă. De asta s-a schimbat? Ce, mă? Că-l bag aici, îl spălăm. Ia, de scârbos, Jake. Scârbos. Pa, pa, Lucia, pa, dar am zis că nu vreau să mă mai joc. Nu pasă, mamă, nu pot să cred. Cârbos. Lasă-mă până acum, noi doi am mai e cearșafuri de schimb? Nu, vreau mănușa înapoi, nu vreau să mă mai joc, te rog. Nu, nici-o dau, te duci acasă la Lucian? Dacă mă enervez, mai dau o dată. N-ai zis să mai dai, pentru că astea au fost singurele mele două secrete, că atâtea aveam, doar două. Bebelușule. Poate aflăm dacă mă enervezi. Nu ai ce să... Uite, fii atentă, dă-mi mie, chiar te provoc, că nu mai are ce secret să mai ascund. Fii atentă, chiar dă-mi mie, te provoc, hai. Ia de mine. Ia. Poftim, na. Nu mai am niciun secret de ascuns, vezi? Bă, cum? Vezi? Mă mir. Ce ne distram. Da, mă, nu știu acum, că nu mai ai voie cu ea. O să da, s-a supărat. Promiți? Da, promit. Am bine, hai să ți dau. Uite, na. Hai, mersi, te mersi, așa, da, perfect. Supra Melușul. Exact, bă! Mă, ce se întâmplă? Ce face Lucia? Haideți, imediat ajungem acasă. Adoptă niște iepuraș? Bă, da. Nu mă ți-am morcov să hrănesc. Mă, ce? Mă, ce face? Ce face, mă? N-am nevoie de... Așa... Lucia? Trei, am nevoie doar de... Doamne, să fac papucei! Nu! Papucei? Papucei! Papucei! Nu, Lucia! Nu pot să cred! Wow, deci nu pot să cred! Deci nici măcar nu mai am cuvinte!
Ce? Nu mă așteptam. Vrei să spui că și inima ai furat-o de la o persoană virgin? Nu, Luci, ești o criminală. Meu, e al meu. E criminală, Oana, e criminală. Ești un monstru, Lucia. Da, Oana, cum crezi că o fac aia de la magazin? La fel fac. Lucia, nu, deci nu drăznici echii ale mele, nu. Eu i-am făcut la magazinul meu de plușuri. A, sunt plușuri, mă, da. Da. Că dacă dăm se aude, da, ok, bă. Ideea este că e un secret destul de wow, dar mi se pare cam meh, sincer, adică nu poftim. E așa wow. Da. E oribil, e foarte oribil, Lucia. Da, bă, că nu e chiar așa, adică dramatizez prea mult, că nu e chiar atât de grav, nu e așa, ce așa. Ce e chiar? Nu e cumpărat, serios, adică... E ok, exact, adică... Tot blăniță e, aveam nevoie... Nu vă pasă deloc de animale. Lucia, că nu ne gândeam la tine, aia e problema, că nu ne gândeam, mai ales la tine, adică de la Ștefan mă gândeam, dar de da, la tine... nu mă așteptam, Lucia. Ei, na, ce așa de grav. Și chiar că veni vorba de Ștefan. Ștefan! Ștefan! Am plictisit mă la joc, am plecat. S-a plictisit? Ce mă? Ce mă? Ce mă? Nu, eu nu mă uit, nu mă uit. Asta e că e gorilă de fapt. Ce, ce le-au prietenii mei, salut, salut, salut și niște bambuși, ca să știi. Ca să fim, cum se numește, aliați. Nu bine, nu suntem aliați, suntem prieteni, nu? Uite, stai că vă dați și vouă. Ce faci, mă? Și tu stai că ești apăsus, că n-am chef să stau în fund ca voi. Și mănânc și mâncăm toți, mă mâncăm toți, iau de ce mâncăm noi. Nu, sunt ca frații. Aoleu, știu că ești mai mare și mai dorofantul, dar mă ia, știu, mă ia, bă, ia le pe toate, adică de fapt. Eu nu știam că halul ăsta, gen, ok, mamă, e destul de grav, sincer. Da, e ciudat. Ok, Ștefan, mai ciudat de tot nu cred că puteai să fii, nu? Foarte, sunt gorilă. Da, e destul de ciudat, ești gorilă, bă, mă așteptam, sincer. Om, adică te așteptai. Cred că își mănâncă și pureci între ei. Bă, ai pureci? Yeah. Eu, ghețare, tu. Da. Nu vrea. Mă înseamnă că are un secret ascuns murdar rău. Da, clar. Mai rău decât laboratorul. Exact, hai să aflăm. Mă, ce? La Lucia? Lucia! Uite-l pe ghețarul acolo! Ghețarul? Nu-mi zic că are ceva camera ascunsă și el în casa mea sau ceva. Toată averea mea e în chestul ăsta, trebuie să plec. Ce avere? Toți banii ăștia să nu vadă nimeni. Mă, ce? O ia prin spate să nu-l vadă cineva. El merge la Sorina. Bă, ce? Nu vede nimeni, dar ia să vedem. Mă, vrea să planteze un... Mamă, un chest cu bani. Mă, dar oare câtă avere e acolo? Bă, e fix lângă casa mea. Perfect. Dar chiar. Oh my god. Nu l-a văzut nimeni, toți banii nu sunt atât. Nu l-a văzut nimeni. Da, l-a văzut nimeni, exact, da. Cred că m-a acoperit bine, nu? Da, trebuie să fie bine. Da, nu se vede nimeni. Mă, ce bine, hai să fugi, da, da, da. Da, eu... Cred că plec acasă, da. Cred că am ceva treabă pe acasă. Nu, i-am plecat! Cu votele. Nu! E al meu! Ce e proprietatea ta, bă? E proprietatea voi! Banii mei, Gic, pleacă de aici! Așa, împingem, împingem! Bă, aici era? Bă, nu, dă-te de aici, bă, plecați! Era acolo, era acolo, era acolo, era acolo! Banii mei, banii mei, banii mei! Banii mei! Mamă, o, bă, dă-te, n-am apucat să pot. Banii mei. Nu, nu, nu. Lasă chestul. Lasă banii. Mamă, săracu ghețarul, sunt banii lui, Oana, lasă-i jos, da, așa. Oana. Bă, cine i-a furat pe toți? Cine i-a luat toți? Mr. Beast? Mr. Beast, Mr. Beast mi-a furat banii. Ce ți-am furat, mă, ție? Mi-a furat banii, Mr. Beast, nu mai e nimic acolo. Gigi. Gigi. Ai furat toți banii. Banii mei. Erau 4. Uite bine, ți-l dau, uite, ăsta e singurul. Poftim, gata, atât am avut, nu mai am nimic. No. Bă, da, banii mei. Banii. Deci, da. Am mai rămas cu 100 de dolari. Doamne, 100 de dolari. Vine, mă, ia de aici. Stați-mă cu secretele. Da, doar atâta, nu? Cu secretele. Lucia, vreau să spun faptul că tu ai avut cele mai scârboase și murdare, adică, secrete dintre, da, toți. Da, vorbeai de pipilică aici. Bă, cum ai zis? Pipilică. Doamne, ciudaților. Doamne, hai că ciudaților. Tu ești ciudată, băi, tu ești cea mai ciudată, ai înțeles? N-am făcut nimic, am făcut doar normal. Am luat blana iepurile, mi-am făcut șoșoni. Mm-hmm, da, și despre primul e secret, cercul vieții. Ce? Care e primul? Da, secret? Primul chiar a fost oribil. Păi, rinuși. Haide, mă, nu.
amintit acolo. Bă, a fost destul de grav, dar oricum vreau să spun faptul că, de fapt, totul a fost o minciună și că eu nu am niciun secret ca acesta. Cum adică, bă? Cum adică? Da, sigur.